Da, bună ziua tuturor. Mă numesc Ion Drăniceru. Sunt președintele Asociației Moldovenești de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase. Și ca de obicei, încerc să trec direct la subiect. Deci pe data de 29 noiembrie a avut loc prima audiență pe marginea dosarului metal feros, așa numitului dosar metal feros, în care sau participanți al cărui suntem și noi în calitate de parte acuzată, da? În sfârșit, suntem bucuroși că conducerea Procuraturii Generale a dat curs acestei audieri. Deci, în cadrul audierilor, noi am relatat mai multe chestiuni ce țin de dosarul metal feros. Noi am prezentat probe, precum că, așa zisul martor principal, cum se numește el însuși, în postările pe internet, în live-uri, pe Facebook, deci acest om de afaceri, Valentin Iașanu, fondator și beneficiar al companiei Sofilarex Plus și Sofilarex, în complicitate cu procurorul de caz Vladislav Căruceru, da, instrumentează cazul în continuare după bunul său plac. Deci, cu adevărat, fără a se baza pe probe concrete sau pe careva documente sau acte care ar confirma vinovăția noastră. Declarăm repetat că segmentul de reciclare și colectare a metalelor feroase și neferoase din Republica Moldova nu a participat la careva scheme de îmbogățire sau delapidare a averii din cadrul companiei Metal Feros. Deci noi recent am organizat o presconferință unde am enunțat și am arătat, am spus, am vorbit exact despre cele incriminate nou. Da? Nu vom face astăzi același lucru. Am prezentat materiale interesante și extrase din așa numită ordonanță de punere sub învinuire și probele, în ghilimele luând, care stau la baza învinuirilor. Da? Astăzi noi vom povesti și vom spune despre finalitatea sau continuitatea acțiunilor procurorului de caz Căruceru, de aia presconferința aceasta este intitulată Procuratura lui Căruceru. Fiindcă astăzi, exact, și cu tot respectul față de conducerea Procuraturii Generale, ni se face impresia că anume acest procuror nu are șef. Deci el nu este subalternul nicicui și mai cu seamă nu se supune legii, ceea ce e cel mai periculos. Deci vrem să fie foarte clar. Noi nu solicităm sau să fie stopată sau oprită această investigație. Nu ne interesează absolut deloc ce au făcut sau cine a făcut la compania de stat Metal Feros. Dacă s-a furat, dacă s-a delapidat ceva de acolo, să răspunde cei ce au furat. Da? Noi solicităm tranșant numirea unui procuror independent, unui procuror care se supune legii, profesionist, care va examina toate probele în conformitate cu legea și va atrage la răspundere penală persoanele vinovate. Deci, tupeul situației constă în faptul că noi suntem cei care solicităm să fie investigat acest caz.
Deci nu suntem auziți, din păcate. Sau până când? Sperăm. Cu adevărat, am considerat că acceptarea cererii noastre de audiere este un semn pozitiv, da? Fiindcă, după cum am comunicat anterior, noi am depus și alte două solicitări către fost procuror general. Nu am fost chemat niciodată la audiență. Noi am depus solicitare și la, inclusiv la guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. Nu am fost chemați nici acolo. Deci se face impresie că nimeni nu dorește de fapt reforme și nu dorește să afle adevărul. Prima instituție care ne-a chemat și ne-a audiat a fost Procuratura Generală și noua conducere a ei. Considerăm și sperăm că noua conducere într-adevăr dorește să afle adevărul. Înțelegem foarte bine că dosarul este unul voluminos și este foarte complicat în termen atât de restrâns să verifici toată informația, da? În opinia noastră urmează a fi format un nou grup de procurori care să investigheze toate volumele pe acest dosar, ele fiind de 259, da? Și să raporteze conducerii despre cele investigate. Ori, onorat conducerea Procuratorii Generale, până se va afla adevărul, poate fi prea târziu. Și astăzi vom povesti de ce. Deci, n-au trecut două zile de la audiența noastră la Procuratura Generală, pe data 29 noiembrie. Acest procuror, Căruceru, procuror de caz, a început sau acțiunile sale ilegale au luat amploare. Cu certitudine acesta cunoștea că noi am fost la procuratură, cu certitudine el cunoștea ziua și ora când noi ne-am prezentat acolo. Dar, credem noi, demonstrativ, poate nou, poate iarăși cu tot respectul conducerii sale, vrea să-i arăt că scrieți ce doriți, adresați-vă unde doriți. Eu sunt procuror Vladislav Căruceru, eu procedez cum doresc și nu am teamă de nimeni și de nimic. Iarăși, din motivul ăsta, genericul acestei conferințe de presă este Procuratura lui Căruceru. Sperăm că acest lucru se va schimba. Iarăși fac apel la conducerea Procuraturii Generale. Acest procuror Căruceru deja a început acțiunile pentru trimiterea dosarului în judecată. Deci, până când dumneavoastră veți verifica și veți lua cunoștință cu dosarul, poate fi prea târziu, fiindcă oameni cu adevărat nevinovați de cele imputate vor fi nevoiți să apară pe scaunul acuzaților. Deci, să înțelegeți că bunurile care ne aparțin nouă, inclusiv ca persoane fizice, toate sunt sechestrate. Toate sunt sechestrate deja de vreo 2 ani. Iar bunurile care aparțin persoanelor cu, să-i spunem, cu nume, cu renume în acest dosar, da? Fiindcă acestui dosar, după cum am comunicat și mai înainte, în calitate de bănuiți, de învinuiți, au fost introduși și Vladimir Plahotniuc și Alexei Zimbrovski, da, a fost director a companiei Metal Feroz. Deci, pe bunurile a cuiva din aceste persoane, sechestrele sunt scoase. Iar procurorul Căruceru ce face? Dejunge dosarul
și trimite dosarul în judecată doar pe capetele de acuzare a asociațiilor noștri, a celor din segmentul de reciclare și colectare metalelor feroase și neferoase. Iar pe capetele persoanelor notorii din acest dosar, deci rămâne la faza examinării, dosarul nu este trimis în judecată, etc., etc. Aceasta încă o dată confirmă intenția sau, mai bine spus, scopul acestui procuror în complicitate cu martorul său principal, marele businessman din această țară, Valentin Ieșanu, pur și simplu de a distruge și de a acapara segmentul metalilor feroase și neferoase din Moldova. Considerăm că Cărucierul își dă seama foarte bine că nu există probatoriu pe acest dosar. Deci, după cum am spus și anterior, în spațiu public au fost aruncate zeci de documente din dosar, da? Cu scopul de a ne denigra pe noi sau de a ne alătura la un grup criminal. Mai mult de atât, noi pe data de 29 noiembrie, când am fost audiați la Procuratura Generală, de către conducerea Procuraturii, noi am indicat despre această legătură care este ușor de confirmat și de dovedit între procurorul de caz Cărucieru cu acest mare om de afaceri, Valentin Ieșanu. Deci, îmi cer scuze poate pentru epitete, dar aceste două nume notorii din această țară, doi mari specialiști, da, care vădit lucrează împreună, unul fiind procuror și altul fiind așa numit om de afaceri. Deci acest Valentin Ieșanu, și o să vorbim foarte des despre el și foarte mult, fiindcă el este martorul principal, după cum se declară el însuși, este martorul chei din acest dosar. El a salvat țara de monopol, el, iarăși, eu doar repet cuvintele dumnealui, da? El a creat locuri de muncă, business măreț în această țară, el a fost închis pe nedrept, da? Deci, chiar dacă noi încă anul trecut am ieșit la o presconferință și am arătat la exact deciziile Inspectoratului Fiscal de Stat, unde au fost întocmite controle la întreprinderea dumnealui și s-au găsit, s-a depistat evaziune fiscală la nivel de zeci de milioane de lei. Da, acum dosarele cele sunt clasate sau n-au avut sorți de izbândă, dar nu din motiv că acesta nu a comis evaziune fiscală, din motiv că cumva Inspectoratul Fiscal de Stat la control, când a efectuat controlul, a efectuat în lipsă acestui Valentin Ieșanu, da, și pe motiv de procedură acele dosare au fost, sau acele decizii au fost anulate. Deci, el încă pe timpurile cele nu achita salarii, impozite, era în pragul falimentului. Inspectorat Fiscal de Stat face controle, găsește aceste nereguli, da? El nu, venituri avea, impozite nu achită și pe motiv de procedură aceste decizii au fost anulate. Ce face tot acest martor cheie din acest dosar? Instituie o, sau fondează o asociație și o numește Asociația Patronală a Metalilor, care este compusă dintr-un grup de patru companii, toate patru fiind afiliate lui, toate patru le controlează el, și ieșea în presă și în spațiu public din numele s-a întronat însuși el pe sine, mă iertați,
ca președintele acestei asociații, da? Și din numele acestei asociații, Asociația Patronală a Metalilor, fiți atenți la denumire, da? Ieșea în spațiu public și povestea despre fără de legile în dosarul metal feros, despre cât a făcut el pe această piață a metalilor, etc. Doar cu o simplă diferență, că el nu reprezenta piața metalilor din Moldova și nici nu o reprezintă astăzi. El se reprezenta doar pe sine și companiile lui, beneficiarul final fiind el. Eu astăzi sunt delegat aici din numele a circa 30 de companii, cu fondatori distinți, cu administratori care efectiv administrează aceste companii, fondatorii care sunt beneficiarii finali acestor companii și, cu adevărat, noi, Asociația Moldovenească de Reciclare și Colectare Metalilor Feroase și Neferoase, noi reprezentăm piața metalilor din Moldova. Deci, să fie clar încă o dată că unicul grup sau unica companie care activează nestingherit astăzi pe piața metalilor este compania lui Eșan, Sofilarex Plus. Aceasta este unica companie, unica, care nu este atinsă de vreun organ de resort din Moldova, care are tot suportul, inclusiv, considerăm și suntem convins, inconștient de către conducerea țării, da? În desfășurarea activității sale. În timp ce companiile noastre sunt efectiv persecutate și presate. Deci, acest fapt poate fi demonstrat foarte simplu și este foarte important să atragem atenția la un aspect notoriu. Unica companie din țara aceasta, de segmentul metalilor, care a avut o creștere exorbitantă, o creștere de invidiat, da? Din punct de vedere financiar, este compania acestui martor principal. Noi l-am numit complice principal al lui Căruceru, Valentin Eșanu. Deci, să înțelegem că în situația de pandemie, în situația de colaps total la nivel internațional a economiilor, da? Când multe țări aproape sunt în pragul falimentului, în situația când există o concurență reală pe segmentul metalilor din Moldova, această companie Sofilarex Plus, și este o informație publică, oricine poate, noi dăm publicitate portalului de unde noi am luat această informație, există mai multe portaluri despre companie, da? Deci, în 2019, compania Sofilarex Plus a înregistrat un venit de 179.000 de lei. Repet, 179.000 de lei. Iar în 2020, deci în 2019, 179.000 de lei, iar în 2020, în situație de pandemie, această companie înregistrează un venit de 13 milioane de lei. Deci, atunci când toată afacerea stagnează, compania Sofilarex Plus dovedește profesionism inedit, afacerism de invidiat și își merește veniturile de la 180.000 de lei într-un an până la 13 milioane de lei. Asta simplu survine din ceea ce am vorbit noi mai înainte despre persecuțiile pe celălalt segment de metale, despre faptul că nouă colectorii de metale îmi spun exact că eu mai degrabă duc metalul la Eșanu decât să am probleme cu Inspectorat Fiscal de Stat, decât să am probleme cu ancheta, cu ofițeri de urmăriri penale, cu procuratura.
despre faptul cum a fost audiat peste 50 de persoane simple și noi, conform legii, solicitam buletinile la întocmirea actelor de achiziții și exact mi se spunea că atunci eu nici nu vă aduc vouă metal, eu duc la Eșanu, fiindcă acolo nu se solicită nimic. Acolo probleme nu există. Nimeni nu ne cheamă, nu ne persecută. Da? Deci să ne explice cineva și mai cu seamă acest procuror Căruceru, cum o companie în situații de pandemie își mărește vânzările sau veniturile de la 180.000 la 13 milioane de lei într-un an. Că acest Eșanu se laudă că cumpără vase, nave maritime, da? Care nu avea cu ce achita salariile, creditele, mai dau unul, da? Deci, mai recent se laudă că în 2022, dacă nu greșesc, va investi 15 milioane de lei pentru fondarea unei uzini de reciclare a metalelor, da? Deci cu aport propriu de 5 milioane de lei. Plus, tot dnea lui e simplu, este împânzit internetul cu declarațiile lui. Când povestește că a stopat monopolul, că a fondat locuri de muncă, da? Ridicați același portal și vedeți la exact, în 2019, în cadrul companiei Sofilarex se aflau 2 angajați. Iar în 2020, atunci când veniturile au crescut până la 13 milioane de lei, 25. 25 de oameni angajați. Noi avem circa 600. Nu ne-am mirat că dacă toate organele de resort și au face merserie cinstit și Inspectorat Fiscal de Stat ar verifica această companie, ar depista multe chestii interesante ce își ține de spălare de bani și de evaziuni fiscale. Fiindcă s-a dovedit că această persoană nu iubește să achite impozite. Deci această creștere exorbitantă a veniturilor nu poate avea loc fără complicitatea organului de urmărire penală, în frunte cu procurorul Căruceru și foștii săi șefi. Căruceru îl ajută și face tot posibil pentru a înlătura orice concurență a lui Eșanu pe acest segment. Deci, acum vreau să vorbesc exact ce se întâmplă în dosarul, în așa numitul dosar metal feros. Acțiunile concrete acestui procuror, da? Deci, dacă noi pe 29 noiembrie am avut o întrevedere la Procuratura Generală cu conducerea acestei procuraturi, pe data din 1 decembrie, peste 2 zile, procurorul Cărceru emite ordonanță prin care a dispus întocmirea unui grafic prin prezentarea materialelor urmăririi penale spre cunoștință și că urmărirea penală a fost terminată, finisată. Procurorul Căruceru, de sine stătător, întocmește acest grafic, da? Și indică exact pentru fiecare din acuzați când urmează să se prezinte la, pentru a face cunoștință cu acel dosar, cu acest dosar. Da? Și să înțelegeți că acest dosar este compus din 259 de volume. Nu cred că vreodată cineva ar găci câte zile avem noi la dispoziție pentru a face cunoștință cu acest dosar. 6 zile. Procurorul Căruceru dă la dispoziție așa numiților acuzați. Iarăși v-am spus că a disjungat acest dosar, dar doar pe partea ce ține de asociații noștri, trimite în judecat.
ceilalți stăpâni ai legii, ai țării, nu știu, nu știu care sunt motivele, rămân neatinși. 259 de volume urmează a fi examinate sau luate la cunoștință de către apărători în 6 zile. Deci, și nu 6 zile, dar 6 zile consecutiv. Dumnealui numește exact, eu nu pot să arăt că sunt numele persoanelor implicate în acest dosar și nu vreau să le dau public, dar v-aș arăta graficul. Deci, de exemplu, de pe 2 decembrie, de la ora 8 până la 5, de pe 3 decembrie, de la 8 până la 5, așa de pe 9 decembrie, de la 8 până la 5. Aparatorul poate să ia cunoștință cu dosarul de la 8 dimineață până la 5. Câte 42 de volume pe zi, conform graficului. Cum credeți, cineva este în stare să facă cunoștință cu un dosar de 259 de volume în 6 zile? Cred că nimeni. Mai mult de atât, chiar și instanțele de judecată, un judecător, atunci când numește o ședință de judecată sau când amână dosarul, și nu contează câte persoane sau câte părți sunt în acest dosar, da? Întreabă pe fiecare parte în parte. Deci, de odată, și toate părțile trebuie să confirme că sunt disponibili să se prezinte la examinarea dosarului în acea zi. Cărucerul de sine stătător, fără a se consulta cu aparatorii, când au posibilitate, cum numește zilele, dățile, orele și volumele care urmează a fi puse la dispoziție. Deci dacă dumnealui în toți anii care activează în procuratură și noi ne dăm seama de ce tare nu s-a interesat de legislație, de cod de procedură penală și cod penal, fiindcă credem noi că nu era necesar pe timpuri să fii profesionist, cu adevărat să cunoști legea. Da? Noi astăzi o să încercăm să-i dăm o lecție de jurisprudență și o să-l rugăm să atragă atenția la articolul 293 alineat 3 din codul procedură penală, care stipulează expres că pentru a se lua cunoștință cu materialele urmăririi penale, ele se prezintă cu sute în dosar, numerotate și înscrise în borderou. La cererea părților vor fi prezentate și corpuri delicte. Deci, procurorul cărucerul prin acea ordonanță solicită sau îndă o altă soluție, să-i prezentăm dumnealui un stick de un terabyte pe care dumnealui se transfere. Toate 200, cât am spus eu, 259 de volume, da? Domn procuror, atrageți atenția la articolul 293 alineatul 3 din cod de procedură penală, vă rog frumos. Mai mult de atât, o altă încălcare gravă este faptul că acest dosar va fi prezentat pe părți. Deci, nu toate volumele odată, timp de 6 zile, aparatorii își lasă toate celelalte întrebări, toate celelalte procese, toți ceilalți clienți, familii, copii, absolut tot. De la 8 dimineața se prezintă la procuratură, își iau în box ceva de mâncare, da? Un ceai, o cafea și acolo își iau și o piernă, cred că. Și de 8 dimineața până la 5 seara studiază câte 42 de volume. Da? Deci legea prevede exact că în cazul în care dosarul este compus din mai multe volume, acestea se prezint concomitent pentru a se lua cunoștință de materiale respective și ca persoana care ia cunoștință de aceste materiale să poată reveni la oricare din aceste volume. De mai multe ori. De câte ori are nevoie el. Da?
Ori coordonarea graficului cu aparatorii era obligatorie. Doar așa putea fi sau pot fi onorate toate regulile legii și nu, să nu fie încălcate drepturile oamenilor. Nu poate un procuror de caz să numească, da, legislația spune un termen rezonabil, deci părțile, procurorul îi atribuie sau îi dă părților un termen rezonabil pentru a face cunoștință cu materialul dosarului. Nu suntem noi convinși că 6 zile este un termen rezonabil pentru a face cunoștință cu un asemenea cu 259 de volume. Da? Mai mult de atât, această ordonanță a fost emisă pe data din 1 decembrie 2021, iar prima audiență sau primul care poate face sau este obligat conform acestei ordonanțe să facă cunoștință cu materialul dosarului urmează să se prezinte pe data de 2 decembrie la ora 8. Deci el emite ordonanța pe 1 decembrie ca pe 2 decembrie aparatorul deja să fie prezent să poată lua cunoștință cu materialul dosarului. Deci se încalcă orice termen legal de comunicare și informare a actelor de procedură. Este absolut clar că aceasta este făcut intenționat. De-aia și-am solicitat din nenumărate ori să fie numit alt procuror, cinstit și onest, pe acest caz. După cum am spus, termenul acesta de 6 zile nici cum nu se încadrează într-un termen rezonabil. Deci, procurorul Căruceru, cu toată, chiar aș numi o banda lui de procurori, acumulează așa numitele probe, circa 2 ani, 2 ani și jumătate, arestează oameni, efectiv îi arestează, îi încătușează, da? Colectează aceste probe, așa numite, 2 ani și ceva, și pune, obligă partea apărării să facă cunoștință cu ceea ce a acumulat el 2 ani și ceva în 6 zile. Deci, la moment, clar, sunt create obstacole pentru realizarea drepturilor părților apărare. Sunt încălcate toate normele procedurale, inclusiv internaționale. Declarăm ferm că partea apărării este limitată în posibilitatea de a face cunoștință cu materialul dosarului. Într-un mod normal și pentru a avea posibilitate reală de a se pregăti pentru dosare. Noi ieri am înregistrat la Consiliul Superior al Procurorilor o cerere împotriva acest procuror Căruceru. Sperăm că această cerere va fi examinată minuțios prin aspectul legalității, da? Și Consiliul Superior al Procurorilor va lua act de ea și va începe o procedură disciplinară împotriva acestui bandit din sistem. Totodată, în cazul în care fără de legile vor fi continuate, noi ne rezervăm dreptul să înaintăm sesizări în comisiile parlamentare de profil. Și aici fac un apel către comisiile parlamentare din profil, către deputații care ne privesc, către președintele Maia Sandu. Dați-ne, vă rog frumos, și dumneavoastră un drept la audiență. Da? Dați să facem dreptate, dați cu adevărat să facem reforme în justiție în țara aceasta, dați să atragem la răspundere cu adevărat persoane vinovate. Nu vă dați amăgiți sau persoanele din de teritoriu, să-i spunem așa, cunosc mult mai multe lucruri decât cei care stau astăzi la conducere. Deci noi vom întocmi și vom solicita întrevederi inclusiv cu ambasadele Statelor Unite ale Americii.
și cu ambasadorul Uniunii Europene. Aceste instituții care oferă granturi, care finanțează această reformă a justiției, urmează să cunoască despre adevărata reformă a justiției. Noi facem apel la conducerea Procuraturii Generale. Noi avem toată speranța că, într-adevăr, încă pur și simplu nu s-a reușit și că această conducere dorește cinstit să abordeze acest caz, însă onorat conducere să nu fie prea târziu, fiindcă acest procuror Cărucieru își joacă mândrile mai departe. Și ca finalitate, la sfârșit, sper că am fost auzit. Am spus că suntem deschiși pentru orice întrevedere cu oricine. Rugăm conducerea statului, conducerea țării și a Procuraturii Generale, încă o dată, se facă dreptate. Instituiți un procuror sau un grup de procurori corect, cinstiți și independenți pe acest caz. Declarăm tranșant că suntem gata să lucrăm cu ancheta. După cum și până astăzi am fost prezenți la fiecare citare, nicio persoană din cele acuzate nu a părăsit țara. Toți sunt în țară și toți sunt bineveniți și sunt gata să conlucreze cu un procuror onest de casă. În acest consens, vă mulțumesc pentru audiență și vă doresc o zi bună în continuare.